face vouă și o seară bună vă doresc, aproape de Scriptură și aproape de manuscrisele biblice, dar așa cum obișnuim de fiecare dată când, și când ne întâlnim la Dialogos, ne ridicăm în picioare și ne plecăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Tată din Cer, te laudăm pe tine pentru că în înțelepciunea ta și în providența ta Tu ne-ai dat cuvântul Tău scris, pe care îl avem în mâinile noastre, în casele noastre, putem să-l citim oricând și este o hrană pentru trupurile noastre, pentru sufletele noastre, dar, Doamne, îți mulțumim pentru toți acei oameni care au făcut posibil ca acest cuvânt să ajungă la noi și îți mulțumim că Tu ai avut grijă de toată istoria asta, ca acest cuvânt să ajungă neștirbit la noi. Îți mulțumim ție pentru lucrul ăsta și vrem ca în seara asta să ne bucurăm împreună de acest lucru și să înțelegem mai bine cum Tu ai condus istoria, ai condus oamenii în așa fel încât cuvântul Tău să se păstreze curat. Îți mulțumim ție și îți cerem însoțirea Ta și în seara asta. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Având în vedere că sunt înlocuitorul fratelui Emil, aș putea începe așa, cu ghilimele de rigoare. Seara asta l-avem împreună cu noi pe prietenul meu de multă vreme, Radu Gheorghiță. Trebuie să spun că fratele Radu Gheorghiță aș putea zice că este un prieten al meu de mai curând și mă bucur de tot ceea ce Dumnezeu a pus în el. Tot ceea ce Dumnezeu i-a dat să studieze ca să ne ajute să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu și cum a ajuns la noi. Știți despre fratele Radu Gheorghiță că vine destul de des la noi. Ne-am bucurat să fie și mai des, dar așa. Nu vreau să vă țin foarte mult, ci vreau să-l ascultăm pe dumnealui. Ce pot să vă spun este că, așa cum știți, Radu Gheorghiță, în primul rând, este pasionat de Scriptură și Domnul Scripturii și este atât de pasionat încât este probabil cel mai pasionat de memorare, cel mai pasionat român de memorarea Scripturii și cel care ne motivează totdeauna la memorarea Scripturii. Este căsătorit, este un român pasionat de aducerea americanilor în România, are o soție americană care mi-a spus în după masa asta, chiar de la început, că inima lui bate pentru România și poate să se căsătorească cu el dacă e dispusă să slujească în România. Au 5 copii, dintre care majoritatea sunt la studii în Statele Unite, mai au o fată acasă în Viena. În perioada asta locuiesc pentru o perioadă în Viena și rugați-vă pentru ceea ce se întâmplă în continuare. Ei plănuiesc că după ce îi părăsesc toți copiii să se întoarcă în România. Este pasionat de Scriptură, este specialist în Noul Testament, predă atât în Statele Unite cât și la București, predă cursuri în cadrul programului de masterat și se conduce un program de doctorat pastoral, așa se numește. Radu, îți mulțumim că ești împreună cu noi și vrem să te ascultăm. Mulțumesc frumos! Eu am multe rugăciuni, multe motive de rugăciune pentru o întâlnire ca asta. Cel mai important în seara aceasta este să încerc să rog pe Dumnezeu să vă pună pe inimă aceeași patimă pe care mi-a pus-o mie pe inimă pentru manuscrise. Înțeleg că s-ar putea să nu fie răspunsă plenar această rugăciune, dar stați în fața unui student al Scripturii care în urmă cu 10-15 ani a dezvoltat o adicție față de acest subiect despre care voi vorbi. Ce înseamnă această adicție? Înseamnă că de multe ori stau în fața acestor manuscrise care acum pot fi accesate pe internet și uit de timpul. Uit de copii, uit de familie, de soția încă n-am uitat. Dar
de obicei, aia ar fi ultima greșeală, ar fi, adicția ar fi totală. Trebuie să întreba pe dâns. Așa e, așa e. Deci este pentru mine un domeniu atât de plăcut și de interesant, complex, plin de probleme, dar și care oferă multe răspunsuri la o sumedenie de întrebări pe care le avem vis-a-vis de Bibliile noastre și la care nu prea găsim răspuns, pentru că foarte rar avem timp să discutăm despre aceste lucruri. Iată, bună oară, întrebarea de la care plec. Cum s-a ajuns de la... Vedeți cu ce slove mari scriu eu, Pavel. Am scris eu cu mâna mea, eu voi plăti. Cum s-a ajuns de la ceea ce Pavel a scris acolo pe un papirus la Biblia pe care o citești tu în fiecare zi, cred. Acesta este traseul pe care cred că fiecare din noi trebuie să-l cunoască, cel puțin în linii mari. Să-și dea seama de etapele importante care sunt de segmentele importante prin care acest traseu trece. De fapt, este punctul de la care aș vrea să pornesc, de la ceea ce am sărbătorit cu toții astăzi ca și urmași ai reformei, cele 5 sola, sunt sigur că fratele Emil a vorbit despre ele, una dintre ele, sola Scriptura. Când îmi împărțeam timpul cu el, de obicei mie îmi revenea sola Scriptura, acea chemare a reformaților, a teologilor reformații, să bazăm teologia noastră pe Scriptură și doar pe Scriptură, sola Scriptura, numai Scriptură. La oaltă cu sola Grația, doar prin har, sola Fide, doar prin credință. Solus Christus, doar Hristos ca și mediator și soli Deo Gloria, doar lui Dumnezeu slavă. Ei, sola Scriptura poate fi de multe ori, este o expresie care se pretează la o înțelegere greșită de multe ori, atunci când spui, băi, sola Scriptura înseamnă că doar Scriptura, nimic altceva decât Scriptura. În esență, există adevăr în spatele acestei dorințe să îți limitezi câmpul de investigație la Scripturi, dar problema pe care o avem este că Scripturile, cel puțin în forma lor originală, nu au fost scrise în limba română, nu au fost scrise în forma aceasta de Biblie, și au fost scrise, așa cum o să vedem în seara aceasta, pe tot felul de materiale, dintre care originalele s-au pierdut. Deci nu avem nici măcar un fragment original din scrierile Vechiului sau Noului Testament. Iată că atunci când vorbești despre sola Scriptura, trebuie să precizezi că sola Scriptura înseamnă că în Scriptură noi creștini ne găsim autoritatea finală, ultimă, superioară, supremă în materie de crez și de conduită. Dar nu putem să ne limităm doar la Scripturi. De ce? Pentru că dacă ar fi să vă iau de mână și să mergem pe un traseu istoric, ne vom întâlni cu Apostolul Pavel, cu scrierile lui, originalele s-au pierdut, dar originalele acelea au fost copiate de oameni, unii profesioniști, alții mai puțin profesioniști. Pavel dispare de pe scena istoriei, rămân ucenicii lui, rămân manuscrisele pe care le avea el, rămân copii după scrisorile lui. Ei, aceste copii, an după an, generație după generație, au ajuns să fie copiate, să fie transmise de scribi, unii mai buni, alții mai puțin buni, în ceea ce privește profesionalismul cu care lucrau,
Și iată așa ajungi până undeva prin secolul 15, când în loc să le copiezi de mână, a apărut tiparul. Și în ultimii 600 de ani, foarte rar se mai scriu de mână, se mai scriu și astăzi manuscrise, dar majoritatea se tipăresc. Ei, dar chiar dacă ar fi să nu ne uităm numai la acest traseu al manuscrisului, al mediului pe care textul s-a păstrat, dacă ar fi să ne uităm la limbă, Pavel nu a vorbit limba română. Asta înseamnă că manuscrisul în limba greacă, care devine text în limba greacă, nu poate să fie pentru tine și pentru mine Scriptura, pentru că nu știm limba asta. Deci atunci când spun sola Scriptura, dacă ții tare de această sola Scriptura, atunci ar trebui să-ți pun în mână textul în limba greacă și să spui, descurcă-te cu sola Scriptura. Nu o să te ajute prea mult. Ca să înțelegi însă ce spune Scriptura, sunt oameni care și-au dedicat viața lor studierii limbii grecești, studierii mediului în care aceste scrieri au fost produse, elemente ce țin de cultura celor vremuri, de obiceiurile lor, de elemente de sociologie, de psihologie, toate acestea intră la oaltă în producerea a ceea ce noi astăzi numim un dicționar. Păi fără dicționar nu te-ai descurca în textul grecesc. Pentru că nu suntem greci, avem nevoie de textul grecesc, tradus. Deci, iată cum sola Scriptura trebuie puțin nuanțat ca să devină într-adevăr textul scris de Pavel, să devină un text de folos nouă Bisericii lui Hristos din România în anul din secolul 21. Deci, îmbrăstișăm cu toții chemarea și mesajul reformatorilor pentru sola Scriptura, dar această sola Scriptura nu exclude, nu dă deoparte un volum imens de materiale de care avem nevoie ca să ne descurcăm în Scripturi. La baza traseului pe care îl facem împreună în seara aceasta stau două elemente esențiale. Unu, așa cum am spus, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament nu se mai păstrează astăzi în manuscrise originale. Autografele sau manuscrisele originale au fost măturate deoparte din istorie. De ce asta? Cred că orice răspuns pe care l-ai putea imagina ar putea fi valabil. Mă gândesc doar poate din punct de vedere realist, motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să nu avem originalele este că noi oamenii avem o înclinație acerbă spre a ne închina la lucruri. Și ne-am închina în fața celor, dacă se închină în fața unor moaște, gândiți-vă cât ne-am fi războit unii cu alții ca să punem mâna pe scrierile lui Pavel, pe originalul lui Pavel. Ne-am fi autodistrus doar luptându-ne cine să aibă manuscrisele originale. Așa că Dumnezeu a știut mai bine, în înțelepciunea Lui poate s-a gândit, tot așa cum nu-i lasă știe ceva despre trupul lui Moise, unde l-am îngropat, tot așa vreau ca originalele să fie puse deoparte. Doar eu știu unde sunt originalele. Așa că am acces, îi lasă aibă acces la copii, la foarte multe copii, dar la originale nu. Originalele sunt pentru mine, spune Dumnezeu. Poate o să ne le arate în veșnicie. Eu cel puțin o să-i le cer. Vreau să văd. Sau rog pe Pavel să mai scrie încă o dată pentru mine, să-i văd scrisul de mână. Deci acesta este primul fapt.
nu s-au păstrat originalele. Avem acces la textul Scripturii prin intermediul miilor, zecilor de mii de copii ale textului, poate de generația a doua, a treia, a patra de copii, dar originalele nu s-au păstrat. Acesta este faptul 1. Faptul al doilea, la fel de important, care justifică și impune un demers asemănător cu ceea ce facem noi acum, este că atunci când compari manuscrisele care s-au păstrat, atunci când le compari unul cu celălalt, ajungi să vezi că sunt destul de multe diferențe între ele. Nu le poți numi greșeli, pentru că nu știi exact dacă sunt sau nu sunt greșeli. Dacă un manuscris are o anumită ordine a cuvintelor și un alt manuscris are ordinea inversă a cuvintelor, tu nu poți ști care este originalul. Așa că nu poți spune, a, manuscrisul A este greșit și manuscrisul B este corect. Diferențele la nivel de manuscrise impun o știință ca aceea despre care vom vorbi în după masa aceasta. Deci, nu avem originalele și ceea ce avem diferă într-o măsură mai mare sau mai mică între ele. Manuscrisele diferă între ele. Ca atare, trebuie să pornim la drum și să vedem cum rezolvăm aceste două chestiuni. Dacă nu avem originalele și dacă copiile pe care le-am păstrat, care s-au păstrat, care au supraviețuit istoriei, au diferențe la nivel de text unul de celălalt, un manuscris față de celălalt, cum ajungem să reconstituim textul original? Aceasta este întrebarea de bază care va fi pe fundalul prezentării de astăzi. Doar ca să ne încălzim puțin apetitul și pentru imagine, iată, am ales câteva mostre, unul din Vechiul Testament, unul din Noul Testament, despre manuscrisele care s-au păstrat. Așa, un mic survol. Aveți în față o amuletă de argint. Această amuletă era de obicei legată fie la gât, fie undeva la braț. Pe această amuletă, găsită sau scrisă undeva în secolul al VII-lea înainte de Hristos, asta înseamnă anii 600, de la anii 700 la anii 600, aveți cel mai vechi, cel mai timpuriu text biblic care s-a păstrat în scris. Este benedicția aronică, număr 6. Așa să binecuvintezi pe copiii lui Israel, pe fiii lui Israel. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să-și înalțe fața peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și lumineze fața lui peste tine și să-ți dea pacea. Iată, benedicția aronică, care s-a păstrat pe această amuletă din secolul 7 înainte de Hristos, într-o grafie foarte veche, paleo-evreiască. Observați ce avem aici? Avem un text care este în anul 600-700. Aron, Moise au trăit cu aproape 1000 de ani înainte. Deci cel mai timpuriu text pe care îl avem, text nu ca și text biblic, ca în forma Bibliilor noastre, ci text pe o tăbliță de argint, este din anul 700 înainte de Hristos. Cel mai vechi text biblic. Dacă ați avea un ecran mai mare, ați putea vedea aici, chiar în
porțiunea în care mișc eu cursorul, se vede? Da. Aceste patru litere sunt cel mai vechi mod, cea mai veche modalitate de a scrie numele lui Dumnezeu. Acel tetragramaton, tetragrama. Iod, He, Vav, He. Pe care de multe ori îl citim Jehova. Iată cum se scria în vremea aceea numele lui Dumnezeu, într-o grafie specială pusă pentru numele lui Dumnezeu. Aici este cel mai vechi text din Scripturi. Iată aceeași benedicție aronică pe cel mai vechi codex. Codexul este un manuscris în formă de carte. Codex în formă, codex al Vechiului Testament în ebraică. Se poate vedea că textul lipsește. Codexul Aleppo, orașul care a fost distrus acum recent în ultimii 10 ani, a păstrat cel mai vechi manuscris complet al Vechiului Testament în limba ebraică. Vorbim despre manuscris complet, deci întregul Vechi Testament, întreaga istorie, întregul text al Scripturii iudaice. Undeva pe la anii 970 după Hristos. Nu s-a păstrat Cartea Numeri. Cartea Numeri nu apare în, cel puțin nu porțiunea în care apare numer 6. Dar o vedeți aici, în codexul Leningradensis, un codex de aceeași valoare cu codexul Aleppo, din nou un codex complet al Vechiului Testament în limba ebraică, cu o proveniență în ceea ce privește datarea, undeva pe la anii 1000, în primul secol al celui de-al doilea mileniu. Dacă vă uitați la el, puteți vedea, să-l și mărim puțin, iată, benedicția aronică se găsește chiar aici. Vreți să vă citesc? Yevarechecha Adonai ve'ishmarecha Ya'er Adonai panav elecha vichunecha Isa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Shalom, l-ați înțeles. Shalom și Adonai. Astea două le-ați înțeles. Deci, așa arată un text, un manuscris, o pagină din codexul Leningradensis, anii 1000 până 1100, dacă ar fi undeva pe la anii 1047, dacă rețin bine. Nu voi zăbovi prea mult pe Vechiul Testament, că Vechiul Testament nu este specialitatea mea. Și cunosc suficient ca să nu intru în problematica pe care o analizăm astăzi în domeniul Vechiului Testament. Mi-am ales Noul Testament pentru că e ceva mai ușor. E mai ușor și mai aproape de noi. Vechiul Testament ridică probleme, chestiuni de o complexitate și dificultate de 10 ori mai mari decât ceea ce ridică Noul Testament. Dar de aceea, de exemplu, astăzi nu vom vorbi deloc despre manuscrisele de la Marea Moartă, pentru că acelea sunt un capitol absolut esențial atunci când vorbești despre textul Vechiului Testament. Despre textul Noului Testament nu ne suprapunem prea mult cu manuscrisele de la Marea Moartă, așa că nici nu vom menționa, nu vom vorbi prea multe despre ele. Vechiul Testament în limba ebraică a fost tradus în limba greacă undeva pe la anii 250-260-270 înainte de Hristos, în ceea ce astăzi de obicei numim Septuaginta. Prima traducere a fost o traducere a cărților lui Moise, a Pentateuhului, și în cel mai strict sens al cuvântului, Septuaginta ar trebui să însemne acea traducere a cărților lui Moise. Între timp, sau după, în secolele care au urmat, și celelalte cărți ale Vechiului Testament, care erau în limba ebraică, au fost traduse în limba greacă și
către sfârșitul secolului II, deja toate cărțile ajunseseră să fie traduse în limba greacă. Numer 6, textul pe care l-am văzut pe amuletă, care am văzut că lipsește pe codexul Aleppo, care este în codexul Leningradensis, apare, ar trebui să apară într-un codex, poate cel mai vechi codex în limba greacă, traducerea Vechiului Testament. Este exact aici. Aici îl vedeți. Din nou, nu s-a păstrat. Observați cum se poate vedea arsură pe marginea acestui dreptunghi. Textul, o parte din text s-a păstrat, se vede aici jos, dar aceste chenare dreptunghiulare sunt spațiul în care ar fi trebuit să fie textul. Sunt spațiul în care era textul, dar textul a dispărut. Textul a dispărut. Nu avem, deci, în codexul Sinaiticus, o să vorbesc despre acesta puțin mai târziu, dar avem în codex Vaticanus. Codex Vaticanus, împreună cu codex Sinaiticus, sunt cele mai vechi Biblii complete. Biblii creștine, asta înseamnă Vechiul Testament în limba greacă și Noul Testament tot în limba greacă, adunate la oaltă, în aceste codexuri, secolul 4, anii 300-350. Codex Vaticanus, așa cum îi spune și numele, este în custodia Vaticanului și rugăciunea, benedicția aronică, o vedeți în această secțiune. Aici ar trebui să fie benedicția aronică. Benedicția aronică s-a păstrat în limba greacă și în codexul Alexandrinus. Deja suntem în secolul al V-lea după Hristos. Și aceasta este o fotografie pe care nici eu nu cred că aș putea, rezoluția nu este foarte bună, dar este un codex important și chiar dacă este cu 100 de ani mai vechi decât primele două, este totuși un martor textual foarte bun. Haideți să observăm aceeași problematică și vis-a-vis de un text foarte bine cunoscut de toți, din Noul Testament. Rugăciunea domnească. Rugăciunea domnească din varianta Evangheliei după Matei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta și așa mai departe, până la căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Am uitat să pun împărăția acolo, nu știu exact de ce. În orice caz, o scriere din secolul al II-lea, pe nume, cu titlul Didahile, Învățăturile Domnului, menționează faptul că această rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru, trebuia rostită de 3 ori pe zi. Deci dacă vrei să fii un creștin bun, în Didahi ți se spune că trebuie să rostești rugăciunea Tatăl nostru de 3 ori. Dimineața, amiază, seara. Aceasta este rugăciunea Tatăl nostru în limba greacă, nu o să trec peste ea. Vreau însă să o împart în 2 secvențe. Vreau să o împart în grosul rugăciunii, care începe de la prima linie, Tatăl nostru care ești în ceruri, și sfârșește cu cine izbăvește de cel rău. Și aceasta este rugăciunea propriu-zisă. Dacă am avea timp, am verificat și Evanghelia lui Luca, acolo am găsit rugăciunea domnească, sfârșind cu această cerință. Nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Aminul, acolo vine după cuvintele izbăvește-ne de cel rău. În Matei însă, avem ceea ce numim o doxologie, un cuvânt final. O rugăciune doxologică chiar la sfârșit. Căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin.
Deci toată rugăciunea domnească o împarte în două părți, rugăciunea propriu-zisă și doxologia. Rugăciunea propriu-zisă am pus-o în galben și doxologia am pus-o în roșu, ca să se vadă mai bine. Da? Iată ce se întâmplă cu această rugăciune în manuscrisele care s-au păstrat. Avem Codexul Washingtonensis. După cum îi spune numele, este Codexul în custodia orașului Washington. Avem acest codex care s-a păstrat. Datarea lui este undeva secolul 4, secolul 5. Rugăciunea Tatăl nostru apare în acest segment. Rugăciunea propriu-zisă în galben, o vedeți acolo, începe, unde ești? Nu mai mi-a dispărut cursorul, dar o vedeți partea galbenă, da? Care începe cu, uite acolo, Pater Heimon, Pater Heimon, Tatăl nostru. Și continuă până la ala rusai hemas apotuponeru, cine izbăvește de cel rău. Și după acest cine izbăvește de cel rău, continuă hotisu estin hei basilea, căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Deci în codexul Washingtonensis, secolul 4-5, ai păstrat rugăciunea Tatăl nostru în forma în care ea apare în Bibliile noastre. Rugăciunea propriu-zisă și doxologia finală. Da? Iată însă ce se întâmplă în Codexul Sinaiticus. Acest codex l-am văzut deja pe un text al Vechiului Testament. Dacă însă citești Codex Sinaiticus, Evanghelia după Matei, vei găsi rugăciunea domnească în această coloană în galben. Iată acolo, la baza primei coloane, în partea de jos a primei coloane, și se continuă în partea superioară a coloanei a doua. Pentru că este în limba greacă, grecii citeau ca și noi, de la stânga la dreapta. Iudeii citeau invers, da? Deci iată rugăciunea domnească într-un codex din secolul al IV-lea. Asta înseamnă anii 300-350. Începe cu, aici apare Pater Heimon, iată-l aici, îl vedeți unde mișc cursorul, și continuă până la apotuponeru, cine scapă de cel rău. Și aici întâlnim problema care ne stă înainte. Partea roșie, doxologia, cum am numit-o, nu apare. Nu este. Am pus-o acolo cu puțin roșu ca să indic locul unde ar fi trebuit să apară, dar în manuscrisul anilor 300, doxologia de la capătul, de la finalul rugăciunii domnești din Matei, nu apare. Nu este. Normal că ne vom întreba de ce nu este. Dar înainte să ne punem întrebarea aceea, ne uităm la un alt codex din aceeași perioadă, deci tot secolul 4, Codex Vaticanus, și pe acesta l-am văzut odată, rugăciunea Tatăl nostru apare tot la baza primei coloane, un lucru care este doar o coincidență, acolo în galben, începe cu rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, continuă până la și ne izbăvește de cel rău și din nou doxologia lipsește. Am indicat locul ei cu roșu, dar nu este acolo. Până acum, din rugăciunea Tatăl nostru, am văzut trei manuscrise. Un manuscris din secolul 4 nu are doxologia. Un alt manuscris din secolul 4 nu are doxologia. Un manuscris din secolul 4-5, deci poate undeva 50 de ani după, avea doxologia acolo. Foarte interesant. Iată un alt codex
Tot la joncțiunea secolelor 4 și 5, contul, codul lui Beza, Beza fiind unul din reformatorii de renume, care a făcut cadou acest codex Universității din Cambridge, pentru că Universitatea din Cambridge i-a oferit loc de găzduire și studiu pentru mai mulți ani, când lucrurile erau prea fierbinți în Europa. În acest codex al lui Beza, din nou avem rugăciunea domnească, Tatăl nostru, rugăciunea propriu-zisă este în partea galbenă și din nou doxologia lipsește. Sfârșește doar cu cine izbăvește de cel rău. Punct. Dacă iertați oamenilor greșelilor lor și Tatăl vostru cer. Nu avem doxologia, căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. O ultimă mostră, deja un manuscris foarte târziu, secolul 12, secolul 13, o minusculă, minusculele fiind, așa cum vom vedea, un manuscris în care formatul scrisului este cursiv, este italic. Și acest manuscris are rugăciunea Tatăl nostru, partea cu galben arată într-adevăr rugăciunea propriu-zisă și de data aceasta avem și doxologia, căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Deci, atunci când stăm în fața disciplinei despre care vorbim, ne întâlnim cu acest fenomen. Nu avem originalul. Originalul s-a păstrat. Copiile pe care le avem, însă, diferă una de cealaltă. În, poate, cel mai cunoscut text din Noul Testament, rugăciunea Tatăl nostru, cele mai timpurii manuscrise nu au doxologia. Manuscrisele puțin mai târzii, adică mai recente, mai apropiate de noi, au doxologia. Asta este problema pe care vrem să o rezolvăm. Ce s-a întâmplat cu doxologia? A fost acolo la început și unii scribi au scos-o? Sau nu a fost la început și unii scribi au adăugat-o acolo? This is the question, ar spune americanii, ar spune britanicii. Aceasta este întrebarea. A fost sau n-a fost la început? Aceasta este întrebare la care voi trebuie să dați răspuns, noi trebuie să dăm răspuns, fiecare creștin în parte trebuie să își dea răspuns la. Vă rog frumos să nu spuneți cu siguranță a fost acolo pentru că apare în traducerea Cornilescu. Da? Că nu o să accept acest răspuns. Normal, traducerea Cornilescu are la bază aceste manuscrise. Deci nu pot să spun pentru că este în Biblia mea, cu siguranță a fost în original. Asta este a pune căruța în fața calului. Nu ajungem niciunde cu aceste raționamente. Vreau să observați de asemenea un element extrem de important în discuția noastră, că fiecare dintre noi avem în față același set de evidențe textuale. Fiecare trebuie să dea un răspuns la aceste lucruri. Sigur, aici este nevoie de specialiști, specialiștii pot da cu părerea. Sunt, de exemplu, specialiști care spun rugăciunea Tatăl nostru nu a inclus în manuscrisul original, nu a inclus doxologia. Și de aceea veți vedea de acum încolo, într-un număr și din ce în ce mai mare, că majoritatea edițiilor tipărite ale Bibliilor noastre în limba română vor muta doxologia din textul rugăciunii jos la subsol, la o notă de subsol. Și vor avea acolo o indicație de genul cele mai timpurii manuscrise ale Evangheliei după Matei nu conțin această doxologie. Și ca atare, realizatorii acelei ediții
tipărite a Bibliei, consideră că doxologia a fost adăugată ulterior și de aceea o trec la subsol. Așa că atunci când vedeți o rugăciune Tatăl nostru incompletă, nu fiți prea duri cu editorii care au pus la oaltă acel volum, acea ediție a Bibliei. Nu spuneți ori scos text din Biblie, pentru că nu este nimeni printre noi care să știe cu siguranță dacă doxologia a fost la origine în textul lui Matei sau nu a fost. Trebuie să investigăm dovezile pro și contra pentru fiecare din aceste alternative și să decidem. Da. Aceasta este problema care ne stă înainte. Am să sar puțin peste un domeniu foarte important care este puțin mai tehnic și de aceea sar peste el doar amintindu-vă că undeva la periferia disciplinei pe care o prezint în seara aceasta, studiul manuscriselor Noului Testament, stă chestiunea canonului. Canonul Noului Testament și al Vechiului Testament. Chestiunea canonului, redusă la o întrebare, sau la un set de întrebări, este, în esență, cum s-a format canonul, cum s-a format lista, grupul acelor cărți care astăzi constituie pentru noi Sfânta Scriptură. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament își au canoanele lor respective. Noi ca și creștini avem un canon, ca și creștini protestanți, avem un canon care include 66 de cărți. Întrebarea însă rămâne cum de aceste cărți au ajuns să fie parte a canonului, cine a hotărât dacă să fie sau să nu fie parte a canonului, cine a întocmit aceste liste, cum a ajuns o scriere de genul unei scrisori personale. Vezi, de exemplu, scrisoarea lui Pavel către Filimon. O chestie care nici nu prea are multă teologie în ea. Cum a ajuns această scrisoare de 25 de versete, așa vorbim noi în termenii versetelor, normal Pavel nu a scris versete. Deci cum a ajuns această carte să fie pusă într-o colecție de scrieri în care găsești Roman, în care găsești Galaten, 1-2 Corinteni. Păi, înseamnă că Filimon este partea canonului, Roman este partea canonului, Filimon și Roman sunt la fel de inspirate, Filimon și Roman sunt la fel de importante. Aceasta este chestiunea despre care nu voi vorbi în seara aceasta, deși o analiză a disciplinei sau prezentarea disciplinei pe care o parcurgem împreună în seara aceasta ar trebui neapărat cel puțin să menționeze câteva elemente de bază, dar dacă va apare în sesiunea de întrebări, o să revin la ea, dar nu voi vorbi prea multe despre ea. Am spus că originalele s-au pierdut, dar textul care era prezent în originale s-a păstrat într-o sumedenie de manuscrise. Haideți să facem puțină ordine în aceste manuscrise, în acest grup de manuscrise, să vedem în ce constau aceste manuscrise, care sunt aceste manuscrise și în ce fel ne ajută să înțelegem sau să reconstituim Noul Testament. Informațiile despre textul Noului Testament se păstrează în principal în trei categorii mari. Prima categorie dintre ele este categoria manuscriselor în limba greacă, manuscriselor grecești. Deci pentru următoarele 5-10 minute voi vorbi doar despre manuscrise în limba greacă. Acolo s-a păstrat o bună parte din textul Noului Testament, în limba greacă. Atunci când ne uităm la manuscrisele în limba greacă și acestea trebuie împărțite pe mai multe categorii.
Prima dintre ele este categoria papirusurilor. Papirusul era cel mai accesibil, cel mai ieftin material pe care puteai să scrii în antichitate. Și aici ar merita să punem câtva timp deoparte, să vă arăt niște poze despre planta papirusului, despre felul în care papirusul era confecționat, felul în care papirusurile erau legate, lipite la oaltă, dar nu avem timp pentru aceste detalii. V-am spus că cei care prindeți microbul manuscriselor, cu siguranță o să ajungeți să citiți și despre aceste lucruri. Ei, în ceea ce privește categoria valorică a importanței manuscriselor, papirusurile sunt cele mai importante. Sunt cele mai importante pentru că sunt cele mai vechi manuscrise care s-au păstrat. Sunt cele mai apropiate de original. De aceea manuscrisele, prima categorie valorică, include aceste papirusuri. Ei, ca și elemente definitorii ale papirusului sau ca și componente ale acestei categorii mari de manuscrise în limba greacă, avem nu mai mult de 130 de papirusuri. Aceste 130 de papirusuri apar în cele mai multe cazuri într-o formă fragmentară. Sunt fragmente mărunte, mici, poate doar un sfert de pagină, poate doar o jumătate de pagină. Dintre ele vreau să pomenesc două manuscrise importante. Iată cel mai vechi martor textual al textului Noului Testament în limba greacă. Este un fragment care în înălțime are aproape 9 cm, în lățime are vreo 3 cm, este puțin mai, l-am făcut eu puțin mai gras, pentru că e puțin mai strâmb. Dar găsiți, acesta este un papirus. Un fragment din ceea ce a fost odată întreaga Evanghelie a lui Ioan scrisă pe papirus. Din toată Evanghelia lui Ioan, sau poate din toate cele patru Evanghelii, normal că nu știm, nu avem cum să știm, s-a păstrat doar acest fragment cu trei versete din Ioan 18, 31-33 pe recto, pe fața, pe prima față, pe prima față a paginii și alte două versete pe verso. Aceste două imagini sunt fața și spatele aceluiași fragment de text. Da? Deci se și vede că are această ruptură acolo, care este aceeași aici. Da? Să-l vedeți mai bine. Dacă am putea să-l mărim mai mult, ați vedea că scrisul pe papirusuri, un lucru care va fi foarte evident la manuscrisele ulterioare pe care le vom vedea, este un scris care se numește Lectio Continua, o scriere continuă. Asta înseamnă că textul nu era segmentat pe cuvinte, ci era o scriere continuă fără despărțirea acel blank, acel spațiu între cuvinte. Era text continuu, era de cele mai multe ori scris cu litere de tipar, litere mari, și nu exista nici împărțire pe paragrafe. Era totul scris. De ce au apelat la lectio continua? Ca să facă puțină economie de material. Papirusul era cel mai ieftin, dar nu era foarte ieftin. Și atunci când ai de scris o Evanghelie, dacă scrii cuvânt pe cuvânt fără să lași spații, poate vei folosi cu 2-3 pagini
folii de papirus mai puțin ca să finalizezi, ca să finalizezi Evanghelia. Ați spune, trebuie că ai o viață foarte plictisitoare dacă te, dacă devii pasionat de astfel de lucruri. Da și nu. Adică, mai mult nu. Importanța acestui fragment, așa mic cum îl vedeți, este absolut colosală. Și voi încerca să comprim ceea ce astăzi poate fi găsit și discutat la nivel de studii întregi, de carte. În mod special în Germania secolului XIX, secolul în care teologia liberală a început să prindă rădăcini puternice pe continentul european. Ce înseamnă teologia liberală? Înseamnă multe. Întrebați-l pe fratele Bartoș, că el și le știe mai bine. În ceea ce privește Biblia, în mod special, teologia liberală încerca să militeze pentru o poziție de Biblia este o carte umană, este o compoziție umană. Nu? Da, a fost considerată cuvântul lui Dumnezeu, dar noi astăzi știm mai bine. Da? Acesta, în ceea ce ne privește, pentru noi este o definiție de lucru în seara aceasta. Dar această teologie liberală a emis ipoteza, ar fi trebuit să spună, dar ei au făcut o teorie că Poftiți. Evanghelia lui Ioan, Evanghelia după Ioan, este atât de diferită de celelalte trei evanghelii, încât nu ar fi putut origina în secolul I. Deci Ioan nu este chip să fie o scriere a secolului I, așa cum am deduce noi dacă Ioan, apostolul Domnului Iisus Hristos, scrie la bătrânețe Evanghelia, povestea, istoria lui Iisus Hristos și a învățăturilor sale. Deci, teologii văd diferențele între cele trei Evanghelii de o parte, numite sinoptice, Matei, Marcu, Luca, și Evanghelia lui Ioan. Și spun, diferențele sunt așa de mari între ele, încât nu putem concepe că această Evanghelie după Ioan să fie o scriere a secolului I. Cu siguranță este o scriere mult mai târzie, undeva pe la mijlocul secolului II. Atunci când o datezi la mijlocul secolului II, cu siguranță nu a mai fost scrisă de apostolul Ioan, ci de altcineva. Și iată cum majoritatea școlilor teologice din Europa în secolul XIX creșteau cu această teorie. Ioan este o evanghelie care arată, care prezintă contextul secolului II și cu siguranță nu secolul I, ca atare nu a putut fi scrisă de Ioan. Și atunci a apărut acest fragment. Undeva pe la mijlocul secolului trecut, prin anii 30-40, acest fragment a fost găsit în Egipt. Egiptul este singurul loc geografic în care papirusurile s-au păstrat. Căldura de acolo, deșertul, lipsa umezelii, a îngăduit ca aceste papirusuri să nu se distrugă. Și de aceea majoritatea, dacă nu toate manuscrisele în formă de papirus pe care le avem astăzi, au fost găsite în Egipt. Dacă acest manuscris este în Egipt, undeva la începutul secolului II, hai să spunem o linie mediană, anul 120-130, ca un manuscris dintr-o Evanghelie să ajungă în Egipt, să ajungă să fie copiată în Egipt, să ajungă să fie Evanghelie pentru creștinii din Egipt, aveai nevoie de următoarele etape. Prima era ca scrierea originală a lui Ioan să devină o scriere acceptată de biserică ca o evanghelie inspirată de Dumnezeu. De obicei, acest proces, hai să spunem, că ar fi luat cam 10 ani. Cam atâta
ar trebui unei comunități să se obișnuiască cu Evanghelia, cu Evanghelia scrisă la ei, de ei, ca să o consideră, acesta este pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu. Ne plecăm înaintea lui Dumnezeu care vorbește prin această Evanghelie. 10 ani punem deoparte. Următorii 10 ani ar fi dați dorinței acestei comunități să copieze Evanghelia și să o trimită satelor, comunităților din jurul lor. Dacă este vorba de Palestina, de Iudeea, iată că mai pui încă 10 ani deoparte, ani în care această Evanghelie scrisă unei comunități ajunge să fie considerată o carte biblică, o carte inspirată și pentru comunitățile din jur. Avem deja 20 de ani puși deoparte. Mai punem încă 10 ani deoparte ca această Evanghelie care ajunge să fie copiată la rândul ei de comunitățile noi formate să fie trimisă în Egipt, la câteva sute de kilometri de locul în care ar fi existat originalul. Mai ai 30 de ani acolo. Încă vreo 10 ani pui pentru ca Evanghelia să fie copiată în Egipt ca să slujească comunităților din Egipt. În total, deci vreo 40 de ani. Dacă acest manuscris, Buturuga Mică, este datat la anul 130, scas 40 de ani din el, ani care, în cel mai natural mod, un text scris undeva în Iudeea ar fi ajuns în Egipt, ca și carte biblică, ajunge undeva la anii 90. Tocmai ceea ce credeam noi la început. Iată cum Buturuga Mică răstoarnă carul mare al teoriei provenienței Evangheliei lui Ioan undeva pe la mijlocul secolului II. Ai un singur fragment. Nu este mai mare decât atât. Două degete mari. Dar ele îți distrug teoria liberală conform căreia Evanghelia lui Ioan nu putea fi scrisă în secolul I. Că e atât de diferită ca limbaj, ca idei. Iată cu un manuscris, chiar dacă nu ai toată Evanghelia, ai doar acest fragment, îți poate garanta faptul că Ioan a putut fi scrisă în secolul I. Acesta este cel de-al doilea papirus pe care vreau să vi-l prezint. Papirusul P46. Aceasta este eticheta care este pusă în dreptul papirusurilor. Un P rond și ca exponent ai 1, 2, 3 până la 133 sunt acum în existență. Acest papirus este una din marile minuni ale secolului al doilea, al treilea. Este o colecție a scrierilor lui Pavel adunate la oaltă pe un astfel de mediu, pe un papirus. Prima parte a epistolei către romani nu s-a păstrat. În colecția acestor în această colecție a scrierilor pauline nu sunt incluse epistolele pastorale și Filimon. Un motiv pentru acest lucru ar fi faptul că este o colecție a scrierilor eclesiastice, epistolelor pe care Pavel le-a scris bisericilor și nu indivizilor. Da? Aveți aici, de exemplu, în acest, din nou, ai fața și spatele aceleiași folii. Pros Hebraeus, către evrei. Deci, în această colecție de scrieri pauline, este inclusă epistola către evrei. Epistola către evrei este pe locul al treilea, Romani,
1 Corinteni, 2 Corinteni, Evrei și după aceea continuă Galateni, Efeseni și așa mai departe. Vă reamintesc că ordinea lor nu este o ordine cronologică, ci este o ordine volumică, în funcție de dimensiunea epistolei. Deci, cel puțin această comunitate, când deschidea manuscrisul, pentru ei, Evrei era considerată parte a scrierilor pauline, pe 46. Un alt, poate un ultim lucru pe care ar merita să-l spun despre papirusuri, da? Este faptul că undeva pe la secolul 7-8, papirusul nu s-a mai folosit ca și mediu de transmitere a textului, nu s-a mai folosit papirusul pentru că deja erau alte materiale mult mai bune, mult mai solide, mai rezistente pentru transmiterea textului. Așa cum am spus, există doar 130-133 de papirusuri în ceea ce voi prezenta puțin mai târziu, ediția critică a Noului Testament grecesc. Este dată la sfârșit o listă întreagă cu aceste papirusuri. Numele lor, ce conțin, din ce secol provin și unde sunt, în custodia cărei biblioteci sunt. Nu știu dacă merită să vă cumpărați un astfel de testament, pentru că este în limba greacă, dar este cel puțin acolo adunată la oaltă informația aceasta. Deci prima categorie de manuscrise în limba greacă sunt papirusurile. O să trec foarte repede peste următoarele două și atunci o să facem pauză peste 5 minute, da? Dacă se poate? Încă 5 minute. Cea de-a doua categorie de manuscrise ale textului în limba greacă sunt ceea ce poartă denumirea tehnică de unciale. Uncialele sunt scrierile care deja, manuscrisele textului în limba greacă, care deja nu mai sunt scrise pe mediu, pe suport de papirus, ci pe suport de pergam, de velur, de piele de animal. Și-au dat seama, deja scribii, suntem în secolul 3-4, că Biserica lui Hristos va avea nevoie de aceste scrieri, poate pe o durată mai lungă decât anticipau ei atunci când foloseau papirusul. Și această tranziție de la papirus la pergam a prilejuit scrierea unor manuscrise, copierea unor manuscrise care s-au păstrat în întregime până astăzi, lucruri pe care nu-l pot spune despre papirusuri. Așa ajungem la cele, iată, codexul Sinaiticus, despre care vă spuneam, un codex destul de mare, este cam de dimensiunea aceasta, înălțime, lățime, când îl deschizi este atât de mare. Cum se vede, este un codex scris în Noul Testament pe 4 coloane. Dacă vă uitați atent, și aici este scriere continuă, există o mini încercare de paragrafare cu unele semne pe la începutul sau la sfârșitul coloanelor, care indică porțiuni ce urmau să fie citite liturgic. Dar acesta este o filă, aceasta este o filă din Codexul Sinaiticus. Pentru că s-ar putea să nu am timp să vorbesc despre acest lucru acum, mai târziu vă spun povestea, istoria acestui manuscris, care pentru mine este poate unul dintre cele mai fascinante aspecte ce țin de manuscris. Acest manuscris a fost găsit de un cercetător german pe nume Constantin von Tischendorf, secolul 18-19, care cu asta se ocupa, căuta manuscrise. Avea o pasiune nedepășită în importanța manuscriselor, în importanța găsirii
a unui număr cât mai mare de manuscrise ca să putem fi siguri de textul Noului Testament pe care să-l reconstituim. Se întâmplă că a vizitat Mănăstirea Sfânta Caterina din peninsula Sinai, o mănăstire la care ai acces doar ca Pavel, așa, printr-o coșniță. Ei te trag sus pentru că nu există căi de acces pentru protecția celor care locuiesc acolo. Și într-o seară stătea de vorbă cu unul dintre monahi, călugări, și ochiul i-a căzut pe un tean de manuscrise care erau lângă șemineul unde urmau să fie puse pe foc ca să încălzească încăpere. Și l-a rugat pe monah să lase să se uite puțin peste manuscrise și nu i-a venit să creadă ce ține în mână. Avea în mâna lui, din acel tean de manuscrise care urma să fie pus pe foc, avea singura dovadă textuală a unei scrieri din părinții bisericii din secolul al II-lea, nu este a părinților bisericii, epistola lui Barnaba, o epistolă care a fost scrisă în limba greacă, dar nu s-a păstrat textul în limba greacă în niciun alt document. Biserica știa despre epistola lui Barnaba din textul latin. S-au păstrat multe copii în limba latină ale acestei epistole, o epistolă din secolul al II-lea, dar originalul în greacă sau textul original în greacă nu s-a păstrat. Și Constantin von Tischendorf, când trece peste acel malter de manuscrise, găsește epistola în limba greacă. Îl roagă pe călugăr să lase să-și ia manuscrisul cu el în cameră, să se uite puțin peste el. Și ca un bun specialist, pătimaș pentru aceste lucruri, scrie el, ar fi fost un sacrilegiu să dorm în noaptea aceea. Ce-a făcut Constantin von Tischendorf? A memorat textul în limba greacă. A memorat textul grecesc pentru că știa că monahii nu o să lase să ducă afară și stătea în fața unuia dintre cele mai mari mistere. Nu avem textul grecesc al unei epistole care s-a păstrat în limba latină. Și Constantin von Tischendorf stătea în fața textului grecesc. Așa că l-a memorat și pe baza memoriei lui când s-a întors în Germania a publicat câteva ediții ale acestei epistole. Ei, acest manuscris, acest codex, trebuia cumva să ajungă în mâinile specialiștilor. Și atunci lui Constantin von Tischendorf i-a venit ideea să îi sugereze starețului mănăstirii să-l facă cadou țarului Nicolae a Rusiei. Pentru că țarul era protectorul imperial al acestei mănăstiri. Și după mai multe inițiative, da, manuscrisul a fost dat țarului. Țarul, în urma Revoluției Bolșevice, n-a mai rămas țar, dar a venit Stalin la putere și lui Stalin, pe Stalin nu-l interesau manuscrisele. Așa că Stalin a găsit cu care să vândă acest manuscris britanicilor. Și până în ziua de astăzi nu știu exact ce le pare mai rău, ce regretă mai mult, că au vândut Alaska americanilor sau au vândut acest manuscris britanicilor. Ca și valoare, sunt cam de aceeași valoare. A fost vândut pentru 100 și ceva de mii de lire sterline. Aceste, sper că vă dați seama, aceste cărți nu au valoare. Nu poți pune un preț pe ele. Valoarea lor este inestimabilă. De ce sunt interesante aceste manuscrise? Iată de ce. Că un manuscris, care acum poate fi văzut în biblioteca britanică,
Acest manuscris cu siguranță a fost atins de împăratul Constantin, care a comandat producerea unor astfel de manuscrise, de codexuri, atunci când creștinismul a devenit o religie oficială. Nu erau Biblii. Bibliile fuseseră arse. Era nevoie de multe Biblii și atunci împăratul Constantin a comandat producerea unui număr de aproximativ 50 de codexuri complete ale Bibliei. Ăsta cu siguranță a fost unul dintre ei. Cu siguranță Constantin, împăratul, anii 300-350, s-a uitat peste el, să se uite pe ce-au dat banii. Cu siguranță acest codex a fost atins de nenumărați călugări de-a lungul secolului. A fost citit, a fost memorat, a fost păstrat. Cu siguranță Constantin von Tischendorf l-a atins. Stalin l-a atins. Țarul l-a atins. Deci ai în mâna ta, atunci când vezi la acest codex, ai o istorie întreagă, 2000 de ani de istorie, aproape 2000 de ani de istorie. De cum să nu tremuri, să nu ți se zburlească părul când stai în fața unui astfel de artefact. Acesta este codexul Sinaiticus, următorul pe care vi-l prezint tot în categoria codexurilor, este codexul Vaticanus, l-am văzut și pe acesta puțin înainte. Vi-l arăt pe asta aici, este chiar prima pagină din epistola către evrei, aici începe epistola către evrei, se și vede titlul. Da? Dar vi-l arăt și să vă atrag atenția asupra acestei interesante adăugiri între cele două coloane. O vedeți acolo? Se vede că nu este partea textului. Da? Știți ce scrie acolo? Scrie ceva de genul o scrib viclean și rău. Lasă textul vechi, nu-l modifica. Așa comunicau scribii unii cu alții. A fost foarte supărat pentru că două litere din acest cuvânt au fost schimbate și sensul textului a căpătat o altă nuanță. Și atunci el a revenit asupra textului și a atras atenția scribului care, poate de pe care, de pe copia căruia își reproducea el textul, să lase textul nemodificat. Acesta este textul care trebuie să fie păstrat. Da? Manuscrisul Codex Alexandrinus, secolul 5, așa cum l-am văzut, și ultimul înainte de pauză, unul dintre cele mai intrigante manuscrise care s-au păstrat. Este manuscrisul care poartă numele Ephraemi Rescriptus. Manuscrisul rescris. Acest manuscris ar trebui să arate așa. Aproape sigur că a fost produs cam în același timp. Ai textul complet al Noului Testament în pe acest manuscris. Da! În secolul 9 sau 10, un călugăr a crezut că predicile lui Efraim Sirul, un părinte al bisericii din secolul 4, sunt mai importante decât textul biblic. Așa că a distrus codexul cu textul Noului Testament și a scris deasupra lui homiliile, predicile lui Efraim Sirul. Păi să nu-l iei de ureche pe acest om. Un lucru care mie mi-aduce aminte că de multe ori atunci când predicăm se întâmplă să facem cam același lucru. Lăsăm cuvântul lui Dumnezeu deoparte și scriem peste el cuvintele noastre. Înțeleg importanța predicării, dar cred că este întotdeauna important să comunici în predica ta că cuvintele tale
tale nu sunt cuvintele lui Dumnezeu. Textul este cuvântul lui Dumnezeu. Predica ta nu este cuvântul lui Dumnezeu. Predica ta este o încercare după darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, după chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, după pregătirea pe care, la care ai, pe care ți-ai făcut-o, să spui după cea mai bună abilitate și efort al tău, asta spune Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu este acolo. Cuvântul trebuie citit, cuvântul trebuie predicat, dar nu trebuie să facem o confuzie între cele două. Și cu siguranță nu merită, oricât de bune ar fi predicile, să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu. Da? Să nu ne găsim vinovați de aceeași greșeală pe care călugărul din secolul IX a făcut-o cu acest text. Ei, Constantin von Tischendorf și-a pus deoparte câteva luni din viață și cu atenția și minuțiozitatea pe care doar nemții o au, germanii o au, a reconstituit textul din spatele acelor hominii. Textul era deja acoperit cu altă pastă ca să poată fi rescris, dar pentru Constantin von Tischendorf, textul original din spatele homiliilor, ăla era important. Da? Facem o pauză acum. Manuscrisele în limba greacă sunt cel mai important grup de manuscrise pe baza căruia constituim sau reconstituim originalul. Am văzut papirusurile, după papirusuri sunt uncialele. Foarte pe scurt vreau să vorbesc despre cel de-al treilea subgrup din manuscrisele de limba greacă, manuscrisele în forma minusculelor, adică manuscrise în care scrisul, forma scrisului este nu la nivel de litere de tipar, ci la nivelul literelor de mână. Deja producția de manuscrise era, necesarul de manuscrise era atât de mare, încât scribii nu mai aveau timpul să scrie frumos și ordonat și literă de literă, deja s-a dezvoltat scrisul cursiv și aceste minuscule sunt genul de manuscrise care domină ultima parte a mileniului întâi, undeva pe la anii 8-900, până către evenimentul Gutenberg. Deci până pe la anul 1400-1500, încă textele care s-au păstrat, care s-au scrise, sunt scrise în forma acestor minuscule. Cel de-al treilea grup și cel de-al patrulea grup de manuscrise în limba greacă sunt colecțiile de texte așezate și puse, de texte ale Noului Testament în limba greacă, puse în forma unor lecționare, culegeri de texte citite care urmau să fie citite la liturghie, la întâlnirile bisericii. Iată în aceste patru domenii mari o împărțire a manuscriselor textului grecesc al Noului Testament. Acest text însă, pentru reconstituirea Noului Testament, a originalului, are suportul din alte două mari surse textuale care ne ajută în deciziile pe care le avem de luat. Prima dintre ele este categoria traducerilor vechi, traducerilor antice, primelor traduceri ale Noului Testament în alte limbi. În limba latină, de exemplu, în limba siriacă, în limba coptă, limba egiptenilor, limba siriacă, limba Siriei și a nordului Palestinei. Deja ai în aceste traduceri un volum de aproximativ 10.000 de manuscrise care într-un mod indirect te ajută să reconstitui care era textul original. Sigur, este mult mai ușor să operezi cu manuscrisele în limba greacă, prima categorie despre care am vorbit,
Dar acestea sunt cam, la oaltă, sunt cam 6.000 de texte, de fragmente. Doar texte Noul Testament în limba greacă. După aceea ai însă traducerile în latină, în coptă, în siriacă și în 5-6 alte limbi de importanță în bazinul mediteranean și Orientul apropiat. La oaltă aici ai o categorie de aproximativ vreo 10.000 de manuscrise și cea de-a treia categorie este categoria care provine din scrierile părinților bisericii. Părinții bisericii apreciau textul Scripturii atât de mult încât îl citau extrem de des. Și din citatele lui se spune, cu toate că nu am verificat personal acest lucru, doar din citatele părinților bisericii poți să îți reconstitui întreg Noul Testament. Adică nu este niciun text din Noul Testament care să nu fie o parte, care să nu fie parte undeva în scrierile părinților bisericii. Deci la olaltă ai trei domenii mari care te ajută în reconstituirea originalului. De ce este nevoie să reconstituim originalul? Pentru că s-a pierdut. Cum îl reconstituim? Apelând la oameni care își dedică viața acestei munci. Și doar foarte pe scurt vreau să vorbesc despre metodologia de lucru, ce facem noi când comparăm manuscrise. Cum putem să fim siguri că reconstituirea textului nostru ne conduce mai aproape de original. Un critic al textului, că acesta este denumirea tehnică a celor care lucrează cu manuscrise, are mai multe etape de parcurs. În primul rând, trebuie să găsească toate variantele textuale ale unui text. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că trebuie să ai o cunoștință destul de vastă a manuscriselor care s-au păstrat și să ai o cunoștință a variantelor textuale. Ce înseamnă variantă textuală? Înseamnă ceea ce v-am prezentat la început în rugăciunea Tatăl nostru. Sunt manuscrise în care o variantă textuală ne redă rugăciunea Tatăl nostru oprită sau sfârșită la și ne izbăvește de cel rău. Și o altă variantă textuală este varianta textelor care conțin și doxologia. Deci ai textul A și textul B. Acest lucru se întâmplă de nenumărate ori, aproape la fiecare verset în Noul Testament. Această ediție critică pe care o am eu îți oferă textul în limba greacă. Textul în limba greacă gândit și conceput și reconstituit de echipa de editori care a lucrat la acest manuscris, la această ediție. La subsol încă, însă, în partea a doua a paginii, acolo se oferă variantele textuale. Da? Adică, aici mi se spune că în manuscrisul cutare și cutare există un alt text. Iar în manuscrisele în alte manuscrise găsește chiar o a treia variantă textuală. Prima etapă în munca criticului textual de text este găsirea acestor variante. Cea mai voluminoasă compilație acestor variante este tot de Constantin von Tischendorf. Tot el a făcut-o. După ce ai toate variantele textuale, începi să gândești, începi să operezi cu două principii de bază. Primul principiu cu care operăm noi este că varianta textuală mai scurtă este de preferat. Adică, cu cât ai un text mai scurt, cu atât acel text are o probabilitate mai mare de a fi mai apropiat de original. Varianta mai scurtă este de preferat. Atunci când ai două texte
Și într-un text ai o variantă mai scurtă și un alt text ai o variantă mai lungă. De cele mai multe ori optezi pentru varianta scurtă. De ce? Pentru că un scrib este mult mai înclinat să adauge ceva la text decât să scoată ceva din text. Da? Revenind la doxologia din Matei, nu-mi închipui că ar fi fost un scrib care să găsească acolo că cea ta este împărăția, puterea și slava și să spună, nu vreau să includ partea asta. Deci, probabilitatea ca un scrib să scoată doxologia este mult mai mică decât probabilitatea ca un scrib să o adauge. El se ruga rugăciunea Tatăl nostru de 3 ori pe zi. Didahiile în care s-a păstrat rugăciunea Tatăl nostru includea și această doxologie. Și atunci scribul, când copiază rugăciunea Tatăl nostru, vede că se termină la și nu ne duce pe noi în ispită și el spune ceva, stai puțin, că noi recităm rugăciunea asta. Hai să includ doxologia acolo. Și așa, din cele două variante, varianta scurtă, adică fără doxologie, este mai probabil să fie varianta originală. Observați că am vorbit despre probabilități, am vorbit despre principii și nu despre legi certe și imuabile. Pentru că nimeni nu știe care a fost originalul. Este un lucru pe care vă rog să-l țineți minte. Nu știm care este originalul. Tocmai asta dorim să facem. În baza tuturor manuscriselor să reconstituim acel original cu un grad de certitudine cât mai mare. Dar certitudine absolută nu există în problema manuscriselor și în problema reconstituirii originalului. Deci acesta este primul principiu. Varianta mai scurtă este de preferat. Cel de-al doilea principiu spune că varianta mai dificilă este de preferat. Adică atunci când ai un text puțin mai greu de înțeles, atunci când ai un text în care parcă învățătura sau teologia lui nu-i chiar foarte ușor de prins, sensul textului nu este foarte ușor de prins, acea variantă este de preferat decât un text care este foarte clar. Deci când ai două variante textuale, varianta puțin mai dificilă, din orice punct de vedere, este de preferat față de varianta mai facilă. De ce? Pentru că, din nou, un scrib este mult mai înclinat să rezolve un text pe care nici el nu-l înțelege, trebuie să-l citească de 3 ori ca să înțeleagă ce are de scris și atunci spune, păi, nu și-o da seama că aici nu... Aici trebuia să fie un alt cuvânt sau au inversat 2 litere sau o sărit peste un rând sau mai știu eu ce au făcut cu el. Și atunci scribul rezolvă dificultatea textului și îți oferă un text mai ușor de înțeles. Deci aceste două principii sunt la baza muncii criticului textual. Varianta mai scurtă și varianta mai dificilă este de preferat. Vă dau un singur exemplu despre varianta dificilă. În Ioan 1:18, acolo avem un text care s-a păstrat și în traducerea Cornilescu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu care este la sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ei, există un număr de papirusuri, asta înseamnă manuscrise foarte vechi, care preced manuscrisele care conțin acest text. Papirusul în care găsim o altă variantă textuală. Acea variantă textuală spune ceva de felul, vă și citesc de aici, din ediția în limba greacă. Ascultați cum spune acest text. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeu singurul, monogeneis theos, singurul Dumnezeu care este la sânul Tatălui. Cealaltă variantă mai târziu era singurul fiu.
Dar în acest text găsești singurul Dumnezeu care este la sânul Tatălui. Acela a făcut cunoscut. Ei, în multe din edițiile mai noi ale traducerilor se optează pentru acest text, care este unul din cele două pasaje din Evanghelia lui Ioan în care Iisus Hristos este numit Dumnezeu. Aici, în 1 cu 18 și la finalul cărții, când Toma face afirmația Domnul meu și Dumnezeul meu. Tu, Iisus Hristos, ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Afirmație pregătită deja, cu prologul în care ni se spune că cuvântul era cu Dumnezeu, dar nu ni se spune că Iisus era cuvântul decât undeva în versetul 12, 13, 14, sau 1 cu 18 în care ni se spune nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Dumnezeu care este la sânul Tatălui, adică Iisus Hristos este numit Dumnezeu, acela Iisus Hristos ni l-a făcut cunoscut. Deci, în mare, aceasta este munca atât de îndrăgită de criticii textuali. Avem responsabilitatea și chemarea să reconstituim un text care s-a pierdut, dar care a rămas copiat în mii de exemplare. Este una dintre cele mai înalte chemări pe care un teolog le-ar putea avea. Să dăm în mâna poporului ceea ce noi credem că este cel mai apropiat text de textul original. Putem fi foarte siguri, 100%? Nu 100%. Dar în baza majorității textelor care s-au păstrat, cred că se poate reconstitui textul Noului Testament și prin extensie al Vechiului Testament într-o măsură extrem de mare. Până acolo încât să poți fi sigur că ai în mână Cuvântul lui Dumnezeu. Mă opresc aici. Aș putea să vorbesc până mâine dimineață, dar cred că aș rămâne singur. Da.